Lăudați să fie Domnul. Aș vrea să citesc doar două versete din epistola lui Iuda, versetele 3 și 4. Preubiților, pe când căutam cu tot din Adinsul, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare Harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea mai întâi de toate să Apreciez slujitorii bisericii, să le mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință. Frații care se ocupă de logistica, organizarea, bunul mers al acestei lucrări. Cred că este o vreme în care nu putem organiza prea multe conferințe de tineret. Ele trebuie organizate și trebuie să fie cât de multe. Pentru că Văd, observ că generația tânără este foarte atacată de cel rău, de lumea aceasta, și, din nefericire, poate și datorită lipsei noastre de vigilență, a devenit extrem de vulnerabilă influențelor, filozofiilor lumii conceptelor despre lume și viață din mediul nostru înconjurător. A, e un pic riscant să chem la o conferință de tineret un om bătrân. Acum, chiar dacă eu, mi-e mi greu să înțeleg că aș fi bătrân, a, când eram de vârsta voastră, oamenii de vârsta mea îi consideram bun pentru sicriu. Auzeam că moare cineva de 60 de ani, mă gândeam, a, a, trăit destul, a Ce eu o să ajung la 60 de ani, a, nici pomeneală. Uh, la multe conferințe de tineret am observat că sunt invitați tineri de 20-25 de ani. Altfel vorbesc frumos și sunt în creștere și sunt în formare și nu e un lucru rău. Dar foarte rar văd oameni mai în vârstă care să dea învățătură tinerilor. Aproape că am ajuns să avem o repulsie între generații. Noi nu vă putem vedea pe voi, nu ne place cum vă îmbrăcați, nu ne place cum cântați, nu ne place ce cântați, nu ne place cum arătați, Voi nu vă place de noi, nu vă place nimic despre noi, nu vă place ce zicem, cum zicem. Și cred că asta este o, o, o crimă, pentru că Dumnezeu vrea să fim împreună. Dumnezeu vrea ca oile, oițele și mielușeii să fie împreună în turmă, să nu aibă garduri, să nu fie separați. Am crescut cu ajutorul Domnului împreună cu soția mea 10 fete. Au fost copii, au fost adolescente, nu? Și acum cu ajutorul Domnului, cea mai tânără dintre ele, căsătorită, are 28 de ani, am trecut prin toate fazele. Știu că în creșterea voastră există anumite stagi, există anumite etape, cu manifestări diferite. Fetița care stătea numai lângă fusta mamei, dintr-o dată începe să se uite chiorâși, fata tati începe să se simtă opresată și e enervată că sunt prea multe reguli în casă, băiețelul care abia a apucat să petreacă timp cu tata preferă să fie cu prietenii și dezvoltarea aceasta și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental are provocările ei și în relațiile dintre părinți și copii. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu un, unul dintre cei mai mari psihologi din America. El a condus o organizație de psihologi creștini de 17.000 de membri și am avut privilegiul să stau la masă odată cu el și povestea că cea mai mică dintre fiicele lui într-o duminică a coborât pe scările de la etaj să meargă la biserică împreună cu părinții și uh, taică sau și maică sa, adică psihologul ăsta, a rămas blocat. Uh, fata avea buzele vopsite negre, uh, avea părul vopsit în cinci culori, uh, era îmbrăcată în negru de sus până jos, unghiile erau vopsite negru, uh, avea vreo două lanțuri cu de destul de groase prin jurul gâtului Uh, și uh, părinții au crezut că uh, fac atac de inimă. Uh, nici n-au știut ce să facă. În America, relația dintre părinți și copii e puțin diferită. Eu am zâmbit în sinea mea, m-am gândit, uh, lua ea trei pereți în brațe și să vezi cum cădeau toate lanțurile de pe ea și vopselele și toate celelalte. Dar, la americani e puțin diferit. Și n-au avut ce face, s-au dus cu ea la biserică. Duminica viitoare la fel, duminica viitoare la fel și fata era din ce în ce mai gotică. Până într-o dimineață povestea, psihologul s-a uitat la ea și aproape plângând i-a spus, fata ta, iartă mă te rog frumos, dar trebuie să te întreb lucrul ăsta. Peste vreo 10 ani, acum am înțeles că ne chinui de câteva luni de zile dar peste 10 ani tot, tot, tot așa o să arăți la care fata a început să zâmbească s-a dus, l-a luat în brațe, l-a luat după gât și a spus, nu tata, ta. zice trec și eu printr-o perioadă am going through a stage uh, vreau să vă spun un lucru și am practicat chestiunea asta acasă cu copiii noștri aceste etape ale creșterii. Sunt normale. Dar noi, ca și părinți și ca lideri spirituali în biserică, trebuie să vegem ca nu cumva aceste etape să lase urmări dramatice de lungă durată, uneori pe viață. Pentru că, începând de la vârsta de 14-15 ani, tinerii încep să fie din ce în ce mai greu de supravegheat și de urmărit. Și sunt unele lucruri pe care le fac și le mai repari. Dar sunt anumite decizii care un tânăr le poate lua la vârsta aceasta, care pot produce efecte irreversibile și pot urmări și traumatiza toată viața. La vârstele acestea, tinerii sunt în pericolul de a crea anumite dependențe, anumite atitudini care să le strice și reputația. Să-i afecteze din punct de vedere intelectual, să le afecteze drumul educației care le asigură un viitor în viață, și să se întâlnească pentru tot restul vieții cu acele decizii greșite pe care le-au luat la o vârstă la care tinerii n-ar trebui să ia decizii fără Dumnezeu fără părinți și fără liderii spirituali. Biserica în care slujesc este o biserică plină de tineri. Corul de tineri al bisericii noastre este de aproximativ 170 de tineri. Pe platforma bisericii la serviciile divine sunt în jur de 200 de persoane, marea majoritate sunt tineri. Avem o seară de tineret frumoasă, cu participare numeroasă, vârsta media a bisericii noastre, care se apropie de o de suflete, este de vreo sub 18 ani, media de vârsta a bisericii. Așa că vă dați seama că în marea majoritate sunt copii și tineri. Apreciem tinerii, iubim tinerii, am fost și noi tineri, am trecut prin toate etapele de dezvoltare, de dezvoltare prin diferite vârste, vă înțelegem frustrările, vă înțelegem întrebările și ne dăm seama că mai ales acum, spre deosebire de 50 de ani în urmă, când m-am apropiat de vârsta adolescenței, provocările cu care voi vă confruntați sunt mult mai mari. Eu aș vrea să aplic tema pe care dumneavoastră ați ales-o cu multă înțelepciune pentru această conferință, să o aplic um, prin scriptură, să o fac practică pentru viețile voastre cu ajutorul scripturii, pentru că nu putem răspunde la atacurile filozofice. Vorbim de toate aceste ismuri. Uh, Americanii le numesc isms. Uh, cuvinte care se, se termină cu ism. Modernism, liberalism, uh, uh, umanism și așa mai departe. Toate aceste fronturi potrivnice credinței noastre nu pot fi contracarate cu filozofii care sunt în competiție cu ele. Vedeți, avem modernism și avem postmodernism, care este o revoltă la modernism, dar care ne duce și mai departe în hăul acesta al ismurilor, al filozofiilor de viață. În momentul în care renunțăm la o formă organizată de viață și încercăm să găsim o altă formă de organizare, la un moment dat dăm în anarhie. Dăm în relativism. Când nimic nu mai este valabil și totul este valabil. De fapt, când totul este valabil, nimic nu mai este valabil. Am descoperit cu stupoare că atunci când am plecat din America, m-am dus la rândul oamenilor care aveau privilegiul de a trece puțin mai repede prin punctul de control, pentru că am un card special care îmi spune că eu sunt un călător global. Și um, nu mă descalță de pantof, nu, așa. În mod obișnuit, erau 3-4-5 oameni în fața mea. Dintr-o dată m-am trezit cu vreo 30-40 de oameni în fața mea. Și mi-am dat seama că prea mulți oameni au început să beneficieze de privilegiile astea. Și când prea mulți oameni beneficiază de un privilegiu, el nu mai e un privilegiu. Uh, vedeți, în societatea în care noi trăim... Uh, oamenii luptă împotriva conformismului. Însă, când prea mulți oameni devin non-conformiști, și el e un conformist. Conformism. Noi nu ne putem lupta cu filozofii ale gândirii umane împotriva acestor ismuri, acestor filozofii de viață. Pentru că, până la urmă, simplificându-le și renunțând la terminația ism, ele fac parte din concepția despre lume și viață a omului. Worldview, îi spune în engleză, nu știu cum îi zice în franceză. Concepția despre lume și viață determină principiile și ghidul pe care noi îl așezăm și pe care structurăm existența noastră. Or, dacă am venit aici să răspundem la filozofii cu filozofii, ar fi o tragedie. Noi suntem în casa lui Dumnezeu și filozofia noastră despre lume și viață sau conceptul nostru despre lume și viață nu se bazează pe gândire umană, ci se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți credincioși, probabil copii crescuți în familii de credincioși sau pocăiți la o vârstă fragedă, majoritatea cred că interesul vostru este să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și am ales un câteva pasaje din Scriptură dar despre același subiect care vorbesc despre chivotul legământului, chivotul legământului. Ce este chivotul legământului? Haideți să facem o incursiune prin Scripturi. Mai întâi aș vrea să deschidem la Exod, capitolul 25. Atunci când a fost făcut cortul întâlnirii și toate obiectele închinării, ce era cortul întâlnirii? Era cortul întâlnirii cu Dumnezeu. Aici trebuie să fac o paranteză. Nu există nici o altă cale de apropiere de Dumnezeu decât prin intermediul închinării. Prin intermediul închinării. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să aducem o închinare. Ca să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să aducem o închinare cu evlavie și cu frică. Pentru că intrăm în prezența lui Dumnezeu. Nu se poate intra în prezența lui Dumnezeu decât prin închinare. Uh, când noi am fost creați de Dumnezeu, Dumnezeu, ca să putem fi împliniți. Toate ființele create de Dumnezeu nu pot fi împlinite și fericite decât prin închinare. Un om nu are nicio altă șansă de a fi împlinit și fericit în viață decât închinându-se. Există. O forță lăuntrică care îl împinge spre închinare, care cere ca omul să devină închinător. Ca dovadă, poporul Israel s-a închinat lui Iahve, lui Dumnezeu. Celelalte neamuri s-au depărtat de Dumnezeu. Și-au creat zeitățile lor. Și-au inventat idolii lor. Și s-au închinat în fața pietrei, în fața unei bucăți de aur, de argint, de lemn, de ce au putut fiecare. Și au făcut temple. Apostolul Pavel, când merge în Atena, e vorba de pasajul predicii din Areopag, în fapte 17, a călătorit prin acest oraș idolatru și a văzut extrem de multe locuri de închinare. Ca să fie siguri că i-au acoperit pe toți, au făcut un altar și au spus unui Dumnezeu necunoscut. Dacă mai e vreunul să nu îl supărăm, să ne închinăm și ăstuia. Mai mult decât atât, uitați-vă, vă rog frumos, că închinarea aceasta îi duce pe oameni, îi îndobitocește pe oameni, la nivelul la care să se închine la șobolani, să se închine la vaci, și că în India vaca este considerată sfântă. Uh, se închină la soare, la lună, la stele. Noi în România am declarat că suntem atei în vremea vechiului regim. Câți dintre voi v-ați născut înainte de 89? Dacă poate cineva să ridice mâna sus, au leu, mai niciun. Habar n-aveți despre ce vorbesc. Vreau să vă povestesc. În timpul comunismului, s-a declarat că nu există Dumnezeu și că nu există zei și că nu există superstiții și că nu... S-a declarat război oricărei închinări. Au putut comuniști, au putut ateii să trăiască fără închinare? Nu. Și atunci au hotărât să se închine la un cizmar și la o analfabetă. Savantă de renume mondial, care și-a cumpărat o groază de diplome pe bani, de nu știa nici să vorbească gramatical. Iar el pocea cuvintele și era bălbuit. Și nu avea nicio altă educație decât de cizmar. Fusese ucenic și nici măcar specialist, doar un ucenic într-un atelier de cizmărie. Și ce cântau la radio? Slavă lui Ceaușescu! Slavă partidului! exact cuvinte de închinare pe care noi le folosim în cântările de închinare. Pentru că oamenii simt nevoia să se închine. Sunt creați închinători. Poporul lui Israel i s-au dat niște porunci cu privire la închinare ca să intre în prezența unui Dumnezeu adevărat. Și pe pământ s-au creat niște unelte de închinare ca să reflecte ceea ce se întâmplă în cer. În cer totul se întâmplă într-o altă dimensiune pe care noi nu o putem percepe. Ca să vă dau un exemplu. Zice că Dumnezeu stă pe tron. Am mai noi când ne gândim la tron, ne gândim la un scaun. E adevărat, mai mare, mai somtuos, dar e un scaun până la urmă. Mă vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu stă pe scaun? Când zice că Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie credeți că la scaun, un scaun cu patru picioare, cum avem noi, este o imagine pe înțelesul nostru, ca să înțelegem că Dumnezeu e într-o poziție de autoritate. Dar cum arată scaunul de domnia lui Dumnezeu? Habar n-avem. Probabil că dacă l-am vedea, n-am ști ce este. N-am ști cum este. Pentru că Apostolul Pavel spune, lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu în cer pentru noi n-au corespondente în lumea materială. Nu pot fi prezentate, nu pot fi explicate. Or Dumnezeu a creat niște aplicații de ordin fizic, material pentru ca să reflecte adevărurile veșnice ale împărăției lui Dumnezeu așa cum sunt ele în dimensiunea veșnică în cerul lui Dumnezeu. Uh, și în Exod, capitolul 25, ni se descrie cum au fost ele făcute. De la versetul 10, să facă un chivot de lemn, de salcâm. Acum, ce a fost chivotul? O ladă. O ladă. Un chivot, de lemn de salcă, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate, înălțimea de un cot și jumătate, să-l polești cu aur curat, să-l polești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Toate acestea sunt simboluri ale unor caracteristici de ordin spiritual. Nu intrăm în aceste amănunte pentru că ar însemna să prelungim prea mult luarea noastră de cuvânt și vrem să trecem la lucrurile care contează cu privire la acest chivot în contextul temei dumneavoastră. Să torn pentru el patru verigi de aur. Ce înseamnă verigi? Inele de aur. Inele de aur. Și să le pui la cele patru colțuri. Chivotul era o ladă cam așa și cam așa. la fiecare colț trebuia să aibă un inel, o verigă de genul acesta făcută din aur, prinsă de chivot. Să faci și niște drugi de lemn. Ce înseamnă drugi? Înseamnă niște uh, stâlpi de lemn lungi care să fie băgați prin Verigile acestea. Un drug prin două verigi într-o parte și un drug prin două verigi în partea cealaltă. Să faci niște drugi de lemn desalcăm și să-i polești cu aur. Să vâri drugi, să bagi drugii aceștia, stâlpișorii aceștia de lemn, prin inele, unul de o parte prin două inele, unul de partea cealaltă prin două inele. Versetul 15. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Deci, indiferent unde ajunge chivotul, nu scoți drugii din verigile acelea. Versetul 14 spune să vâr drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Cu alte cuvinte, atunci când preoții transportau chivotul, se duceau, drugii aceștia depășau lungimea chivotului, un preot sau doi veneau într-o parte, alții în spate, puneau mâna pe drugi și ridicau pe umeri chivotul, drugii trecând prin inelele care erau atașate de chivot în cele patru colțuri de jos. Versetul 16, să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da să faci un capac al ispășirii de aur curat, lungimea lui să fie de doi coți și jumătate, lățimea lui de un cot și jumătate. Să faci doi heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Ce s-a întâmplat? Heruvimii stăteau cu aripile deschise, erau puși de o parte și de alta, pe capac care era pus deasupra chivotului, îndreptați și privind către chivot, înclinați cu aripile desfăcute și privind către capacul ispășirii. Ce se întâmpla? Odată pe an, Marele Perot intra în Sfânta Sfintelor, acolo unde era chivotul, cu sângele unei jertfe fără cusur. Stropea cu sânge capacul ispășirii și heruvimii care reprezentau privirea lui Dumnezeu asupra stării spirituale a poporului Timp de un an de zile pe capacul acela se adunau faptele rele ale lor. Odată pe an, când se încheiau socotelile și când se făcea judecata, capacul era stropit cu sânge, Dumnezeu privea și sângele acoperea starea păcătoasă a poporului, Dumnezeu era satisfăcut de judecata aceea împotriva unui animal fără cusur, și soarta poporului era asigurată pentru încă un an. Supraviețuiau încă un an, pentru că Dumnezeu nu poate suporta păcatul. Pedepsește păcatul. Asta era metoda apropierilor de Dumnezeu prin închinare, dar nu o închinare oricum. Pentru că închinarea trebuie să fie o închinare plăcută, cu Evlavie și cu frică. Și singura șansă ca oamenii care se închinau să fie primiți de Dumnezeu era ca starea lor spirituală să fie reabilitată. Chivotul era centrul activităților de la templul întâlnirii sau cortul întâlnirii, templul mai târziu al închinării. Asta scrie în Exod, capitolul 25. Haideți să deschidem la Evrei, capitolul 9. Apostolul Pavel, care este specialist în închinare, în lege, în cort, în templu, în toate lucrurile care țin de învățătura mozaică sau iudaică, spune așa, de la versetul 1. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască, și la un locaș pământesc de închinare. Versetul 2. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte numită locul sfânt era sfeșnicul, masa și mâin... pu... pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul pre-sfânt sau sfânta sfintelor. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot, vă aduceți aminte de Exod, unde spune să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Ce a dictat Dumnezeu să fie în chivot? Un vas de aur cu mană, mana din pustie, ca să-și aducă aminte cum i-a hrănit Dumnezeu în pustiu, Toiagul lui Aron care înfrunzise, modul în care Dumnezeu a ales tagma preoțească prin învierea unui toiag unui lemn mort, fiecare seminție a adus un toiag un lemn mort înaintea lui Dumnezeu, și a doua zi dimineață, toiagul lui Aron a înfrunzit. Și tablele legământului, tablele legii pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise pe munte, Asta era înăuntru, în această ladă, în Chivot. Spune Apostolul Pavel. Acum, Chivotul a fost în cortul întâlnirii o perioadă îndelungată. Citim un episod din istoria Chivotului, din 2 Samuel, Capitolul 6. Este în vremea împăratului David. Împăratul David își construiește un palat frumos, că a devenit împărat. Și el, în mijlocul slavei, a avut biruință împotriva dușmanilor, toți contracandidații lui la tron au fost pedepsiți și îndepărtați de Dumnezeu. Omul acesta spune, nu este corect ca eu să stau într-un palat și chivotul legământului să fie undeva în câmp. Și ascultați ce spune în 2 Samuel 6 de la versetul 1. Să urmărim împreună citirea. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30 de mii de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. La au luat dar din casa lui Abinadab, de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țambale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acela a fost numit până în ziua de azi pereți Uza sau ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, dacă așa stau lucrurile, dacă s-a întâmplat o asemenea tragedie, că am încercat să aduc chivotul în palat, cum să intre chivotul Domnului la mine? S-a speriat n-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed Edom și toată casa lui. Vă rog să observați ei transportă chivotul, dacă citiți și în cronici, capitolele 13 și 16, veți vedea că au adus jertfe, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu, au făcut o lucrare frumoasă, iar atitudinea lui David a fost o atitudine bună. Care este motivul pentru care Dumnezeu îl lovește pe uza? Omul ăsta n-a făcut nimic altceva decât să meargă pe lângă chivot, transportat de niște boi, într-un car alegoric, și când boii n-au încetinit viteza, și se părea că se răstoarnă carul cu chivotul, el a pus mâna să țină să nu se răstoarne. Eu aș crede că a făcut un lucru bun. Poate că noi, fraților, l-am fi felicitate. Am spus, uite ce om vigilent, ce om atent. Se putea întâmpla o nenorocire. Să vă dați voi seama locul unde era prezența lui Dumnezeu să se răstoarne și să cadă la vale. Ar fi fost o tragedie și mai mare. Omul ăsta a ajutat, a pus mâna pe chivot să-l protejeze. Și Dumnezeu l-a lovit și a murit. Haideți să vedem de ce. Deschidem în 1 Cronici. Capitolul 15. în capitolul 13, ceea ce scrie în 2 Samuel este repetat, aceeași istorie. În capitolul 15, ascultați și spune cuvântul Domnului, de la versetul 11. După trei luni, David vrea să aducă înapoi chivotul. Îi pune să cerceteze legea, îi pune să cerceteze poruncile. Și zice, David a chemat pe preoții, Sadoc și Abiatar, pe leviții, Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Aminadab. Și le-a zis, voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă voi și frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care îl l-am pregătit. Versetul 13 este cheie. Pentru că n-ați fost întâia dată. Pentru că n-ați fost acolo să duceți chivotul voi și să-l duceți cum trebuie. De aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Și acum, ascultați. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri, cu niște drugi, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. Eu vreau să mă fac avocatul carului alegoric, pentru câteva momente. Să vă spun următoarele lucruri. În primul rând, într-un cal alegoric, era mai comod să transporti chivotul, să-l ducă niște boi, decât niște oameni să-l pună pe umeri și să-l care. Și vă dați seama, drumurile din vremea respectivă erau destul de accidentate. La vârsta noastră, și de acolo, din spate, venim, coborâm un pic, urcăm scările astea și gâfâim. Închipuiți-vă oamenii ăștia să care pe umeri și să meargă la pas. În primul rând, nu era comod. E mult mai comod cu roți, pe car, cu boi. În al doilea rând, e mai rapid. Alta e când se învârt roțele și alta e când dai din picioare. Și trebuie să mergi într-o anumită cadență și și când mergi pe picioare și ții pe umeri ceva trebuie să mergi atent că și tu poți să cum boi era să răstoarne uh, chivotul și tu poți să cazi să te împiedici, trebuie să mergi cu atenție asta nu înseamnă că te fugi cu chivotul dura mult mai mult să-l duci pe umeri decât să-l duci într-un car pe urmă e mai fastuos. ia gândiți-vă un car frumos, nou împodobit cu girlande, cu flori, cum e pe la paradele noastre, arată mai aspectos decât câțiva oameni la pas cu o ladă și niște drugi pe umeri. Și bineînțeles, e mai modern. E mai modern. Într-o eră în care avem care cu roți, să fim tot așa de înapoiați și să cărăm pe umeri? Dragii mei, sunt multe aspecte în care putem beneficia de avantajele modernului. Vreau să fac o distinție între modern și modernism. Modern, este un termen care vorbește despre lucruri. Lucruri moderne. Telefonul este ceva modern. Tableta e ceva modern. Mașina e ceva modern. Modernismul este o atitudine umană. Modernismul este un concept de viață unde în mod obsesiv Îmbrățișăm modernul. Și unde trebuie, și atenție Biserica Domnului Isus Hristos și copiii lui Dumnezeu. Că asta ne interesează pe noi. Unde nu trebuie, unde nu trebuie. Era loc pentru modern? În vremea aceea? Sigur că da. Ia, haideți să vedeți un lucru interesant. Deschideți cu mine la cartea Numeri. <coughs> în capitolul 6. 7, pardon. De la versetul 1. Când a isprăvit Moise de așezat cortul, l-a uns și l-a sfințit împreună cu toate uneltele lui. Precum și altarul cu toate uneltele lui. Le-a uns și le-a sfințit. Atunci, mai mari lui Israel, căpeteniile caselor părinților lor și-au adus darurile lor. Aceștia erau mai mari seminții lor care luaseră parte la numărătoarea poporului. Ei și-au adus cadar înaintea Domnului, șase care acoperite și 12 boi, adică un car la două căpetenii, dacă erau șase care și erau 12 seminții, două seminții, două căpetenii de seminții, au adus câte un car. Și de la 12 seminții s-au strâns șase care și un bou de fiecare căpetenie, adică 12 boi, 6 care și 12 boi, și le-au adus înaintea cortului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia de la ei aceste lucruri, sunt bune, carele și boi sunt folositori și folositoare. ia nu spune, ia mă lăsați pe mine în pace cu modernismele astea. Nu. ia Și să le întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Să le dai leviților, acum atenție, fiecare după cum cere slujba lui. Mai departe. Moise, care deja știa porunca lui Dumnezeu, o împlinește. A luat carele și boii și le-a dat leviților. A dat două care și patru boi fiilor lui Gershon. Adică erau trei seminții din casa lui Levi. Trei ramuri. Gershon, Merari și Chehat. Erau numiți Gershoniți, Merariți și Chehatiți. Seminției lui Gershon le dă două care și patru boi, doi boi de fiecare car, după cum cereau slujbele lor. A dat patru care și opt boi fiilor lui Merari. Ăștia aveau de cărat mai multe lucruri. După cum cereau slujbele lor sub cărmuirea lui Tamar, fiul preotului Aron. Și acum ascultați. Dar n-a dat niciunul, nici car, nici bou, fiilor lui Chehat pentru că după cum cereau slujbele lor ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri Amen. nu în car și nu trase de boi. Asta a fost legea Din motivul ăsta lucrurile sfinte inclusiv chivotul tot ce avea inele și, drugi. Drugii n-aveau voie să-i scoată din inele. De ce? Pentru că atunci când se duceau. Îmi plac foarte mult, îmi place mobila care se asamblează, unde lucrurile nu se potrivesc decât într-un singur fel. Așa sunt concepute, că și să vrei să greșești, nu poți. Noi, bărbații, cam ne ocupăm de asamblarea lucrurilor și. Vreau să vă spun un lucru, fetelor. Când o să vă maritați, să știți de pe acum că bărbații nu citesc instrucțiuni. El, dacă lucrurile sunt puțin confuze, el a cumpărat un scaun, dar, pe când îl asamblează, s-ar putea să pară un dulap. Nu știi ce e. Îmi plac piesele de mobilier care se asamblează, și când le pui să le potrivești, găurile sunt exact unde trebuie, și unde trebuie, n-ai cum, cum să greșești. Nu se potrivește decât într-un singur fel. Și așa pot și eu să asamblez un lucru fără să citesc instrucțiunile. E oribil, domne, Instrucțiunile sunt teribile. Nu știu de ce, dar mă rog. Nu, nici direcțiile nu le place să le să ia de la cineva. Acum noroc că avem GPS, dar înainte aveam probleme foarte mari. Nu, nu vroiam să luăm direcții de la nimeni. Ne pierdeam, uh, hai să, că și să vă mai descrețesc frunțile, să vedeți ce pățesc odată, pe vremea când nu era GPS. Uh, soția mea a spus să o duc la un magazin de mașini de spălat, de uscat, de așa. Și știam, în mintea mea, eu credeam că e pe o anumită stradă, paralelă cu altă stradă. Ea a uitat unde este, că nu mai fusese de mult, și am mers pe strada pe care am crezut eu că este magazin. Și am mers. Am mers. Și iar am mers. Nu se mai oprea stradă. Ne-am întors înapoi, că am crezut că am trecut pe lângă magazin și nu l-am văzut. Stând de vorbă, se mai întâmplă. Cred că de vreo 4-5 ori m-a rugat, auzi, hai să ne oprim undeva aici să întrebăm. Dar domnule, ce să întreb, știu eu unde este. Cam după o oră, m-am dus și am întrebat. <gântu -s> <gântu -s> uh, și mi-a zis, auzi... A așa de obosită mă simt, hai acasă că mergem în altă zi. Vedeți, Moise, pentru ca să fie sigur că niciodată nu o să se încurce cineva și și dacă nu citește instrucțiunile, o să cam bănuiască cum trebuie duse lucrurile sfinte, a spus, lăsați drugii în inele. Când ajung acolo, să le vadă și să-și aducă aminte că lucrurile sfinte se poartă pe umeri. Nu e loc de modernism, de modernizare. Nu le da nici car, nici boi. Totuși, întrebarea este: De unde le-a venit lor ideea să pună chivotul în car? Și tras de boi. Că cineva ar putea să spună... Nu, mi-a fost unul acolo deștept și a spus băi, ascultați aici la mine. Eu am o idee. Mm -mm, nu. Modelele se iau de undeva. Modelele se iau de undeva. Se învață de undeva. Haideți să deschidem la 1 Samuel capitolul 4. Este vorba de vremea judecătorului Eli, când Dumnezeu pedepsește păcatele de la cortul întâlnirii, o închinare mânjită, fiului lui Eli sunt niște oameni imorali, sunt niște preoți compromiși, și pentru că Eli nu ia măsuri, ca tată și ca preot, și ca judecător, casa lui Eli este nimicită. În timpul unui război, în care Israelul pierde în fața filistenilor. După ce au pierdut prima luptă, eu parafrazez un pic pentru că textul e lung, după ce au pierdut prima luptă, știți ce s-a întâmplat? Au spus: N-a fost Dumnezeu în tabără. Noi l-am chemat și Dumnezeu n-a vrut să vină. Îl obligăm noi pe Dumnezeu să vină. Că Dumnezeu nu se poate lepăda de chivotul lui. Ia aduce chivotul de la cortul întâlnirii în tabără. Ce o să facă Dumnezeu? O să-și abandoneze chivotul? Nu o să aibă încotro decât să vină și să ne dea biruință. Au adus chivotul în tabără când poporul a văzut chivotul, a tras niște chiote de biruință și de bucurie, că le-a înghețat filistenilor și răspinării. S-au speriat și au spus: fiți atenți filistenilor! Că ăștia au adus chivotul în tabără și Dumnezeu acestei națiuni e un Dumnezeu foarte puternic. Știți ce a făcut egiptenilor? Fiți bărbați, întăriți-vă! Și fiți vitej, pentru că e bătălie serioasă aici, la mijloc. S-au dus la război din nou și au pierdut din nou. Mai rău, chivotul a fost luat în captivitate, a fost capturat de filisteni. Chivotul capturat de filisteni. Acum, Dumnezeu a abandonat poporul datorită păcatului, dar nu și-a abandonat chivotul. Dumnezeu s-a dus cu chivotul în tabăra filistenilor. L-au dus în fața Dumnezeului lor și a doua zi dimineață Dumnezeul lor era căzut cu fața la pământ în fața chivotului. L-au ridicat, l-au pus la loc, a doua zi era iarăși căzut și cu membrele tăiate, dezmembrat Dumnezeul lor. Ba s-au îmbolnăvit și niște, de niște bube foarte dureroase și au început să-l ducă din cetate. Ei aveau cinci capitale, uh, filistenii. L-au dus din capitală în capitală până când au spus, nu ne aduceți nouă, nu vrem și noi să pățim ca voi. Și s-au dus la vrăjitorii lor și au spus, ce să facem cu chivotul? Haideți să citim din capitolul 6 de la versetul 1. Chivotul Domnului a fost șapte luni în țara filistenilor. Și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis, ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. Acum, țineți minte, ăștia sunt păgâni, ăștia n-au legea, ăștia habar n-au de poruncile lui Dumnezeu. Versetul 3. Ei au răspuns, dacă trimiteți înapoi votul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină. Atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a îndepărtat mâna lui de peste voi. Adică dacă vă închinați și aduceți jertfă și vă vindecați, înseamnă că n-a fost o epidemie întâmplătoare. Înseamnă că Dumnezeu v-a pedepsit și dacă vă trec bubele, înseamnă că Dumnezeu și-a retras mânia de la voi, pentru că i-ați adus o jerfă și v-ați pocăit. Filistenii au zis, ce jerfă pentru vină să-i aducem? I-au răspuns, cinci unflături de aur și cinci șoareși de aur după numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fost peste voi toți și peste domnitorii voștri. Faceți niște chipuri după umflăturile voastre și niște chipuri după șoarecii voștri care pustie țara și dați slavă Dumnezeului lui Israel, poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Pentru ce să vă împietriți inima cum și-au împietrit inima egiptenii și faraon? Nu i-a pedepsit el și n-au lăsat ei atunci pe copiii lui Israel să plece? Deja, ăștia s-au deșteptat. Acum, faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere care dau sân și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. Să luați votul Domnului, să-l puneți în car să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați domnului Cadar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea. Și dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Betșemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că număna lui ne-a lovit și lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Acum. Dumnezeu onorează jerfa filistenilor, măcar că este puierilă și nu e după lege. Pentru că în neștiința lor au făcut ce s-au priceput ei. De ce au pus două vaci tinere cu viței, care născuse răviței? Știți că o vacă nu se desparte de pui. Puiul e dependent de mamă este în instinctul mamei să rămână alături de pui. Ei au dus vițeii cu vacile, le-au înhămat la car și pormă le-au dus înapoi în graj și au lăsat vacile să facă ce vor ele. Și acum ascultați ce se întâmplă. Versetul 10. Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car și le-au închis vițeii acasă au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoareci de aur și chipurile umflăturilor lor. Vacile au apucat drept pe drum spre Betșemeș, au ținut mereu același drum mugind, cu durere, cu durere de mamă, dorind să se întoarcă la lor și să aibă grijă de ei, dar ascultând cuvântul lui Dumnezeu care le îndruma să ducă chivotul înapoi în Israel. Nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Betșemeșului. Și bineînțeles că locuitorii din Betșemeș au văzut carul și au știut că vine înapoi chivotul legământului. Mă opresc aici cu citirea. Vedeți de unde au luat modelul carului alegoric pentru chivot? De la filisteni. Și acum. Ca să facem o aplicație practică. Stimați tineri, nu suntem în amicii voștri. Dar, de exemplu, dacă eu văd un tânăr care cântă la chitară. Și își pune chitara la unde e genunchiul. Eu știu să cânt un pic la chitară și odată, singur fiind de chestie, am luat o chitară și am coborât-o în jos până la genunchi. Și am încercat să cânt. Știți ce greu se cântă? Normal, chitara e să o ai aici și să ții mâna așa și să, să cânti. Ei, când un tânăr își pune chitara aici jos și face așa, și mai are și niște pletuțe și dă din cap ori așa, ori așa de parcă nu-i place ce cântă. și scutură pletele în vânt. Văd că aveți stobe electronice și le controlați de la butoane. Când nu le cântă, când le bate, dar le, da le pocnește, Și așa, știți, mai unii mai și la aruncă bățul în sus să se învârte, face jonglerii cu el. Când vin și se îmbracă într-un mod ciudat. Noi ăștia mai bătrân care nu ne uităm în alte părți. Prima dată nu știm de unde vin și cine i-a învățat. Acum, unii spun, păi de la bisericile americane. Asta este exact de unde vin extraterestrii. Viața. Păi de la extraterestrii de pe planeta aia. Dar acolo de unde a venit? Păi din alt sistem. Dar, de, 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 bun, de la bisericile americane. Dar aia de unde le-au luat pe peste? De unde au luat fumurile pe scenă? De unde au luat luminile de da în epilepsie când încep să joace prin sală? De unde au luat întunericul? în sală, că, ce, că să creeze atmosferă. Nu știu ce, ce atmosferă, că pe mine mă dor ochii. Că, Ei, vă spun eu de unde -o luau, de la concertele lui Michael Jackson, de la concertele lui, mai știu eu cine, de ăsta știu și eu că a fost celebru și a murit interesant. A fost pe, la știri. Dar cântăresc din lume, și dacă te uiți și cauți, vezi că așa arată concertele filistenilor. El n-a avut o revelație într-o noapte, unde a avut o vedenie din partea Domnului și a văzut un înger cum pune chitara aici pe genunchi și dă așa. Nu. Când se îmbracă cu îmbrăcămintea cu care se îmbracă și. M-am bucurat extraordinar de mult, m-am aruncat așa o privire. Fetelor, sunteți de felicitat. Asta înseamnă că părinții v-au învățat bine, înseamnă că păstorii v-au învățat bine și la care nu prea vă place, înseamnă că v-au ținut bine. Așa s-a arătat toată viața. Voi și pe urmă mai târziu, fetele voastre și copiii voștri. Și vă rog frumos, noi ne luptăm cumplit cu, clet, cu clătita împletită, știi? Noi acum avem o clătită împletită, care e pe cale să devină sfoară invizibilă. Să știți că acoperirea capului este un exercițiu duhovnicesc biblic, care vă asigură vouă părții feminine protecție în lumea îngerilor. În a doua sesiune, vorbind despre închinare, o să abordez puțin și problema asta, pentru că închinarea noastră, după voia lui Dumnezeu, care exclude modernismul din ea, pentru că închinarea trebuie purtată pe umeri. Închinarea are niște reguli practice și clare, care țin și de exterior și de interior. Și o să le vizăm în partea a doua a întâlnirii. Odată ce am felicitat fetele, vreau să felicit și băieții, dar vreau să vă avertizez cu privire la un lucru. Până mai ieri, problema exteriorului era doar pentru partea feminină. Uh, lor trebuia să le spunem să nu fie prea decoltate, prea strâmte, prea transparente, prea scurte, prea, 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 prea. Aveți foarte mare grijă că a apărut o modă și dumneavoastră ziceți, dar de unde a apărut? Că eu, eu m-am luat după costică. Eu l-am văzut pe costică la biserică îmbrăcat așa și mi-a plăcut de costică. Și eu zic, dar costică de unde am învățat? Vă spun eu de unde vine moda asta. De la cei care promovează, controlează și promovează marile corporații de modă din lume, în majoritate homosexuali, și moda pe care ei o promovează pentru bărbați se numește metrosexual. Și vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând, să știți că nu arătați bine deloc. Uh, Uitați-vă cum arătau bărbații în urmă cu 40-50 de ani, așa ta mine, eleganți. Uite, fiți atenți ce eleganți. Uh, pantalonii, ia uitați aici, trebuie să faci așa și să rămână material. Haina trebuie să fie suficient de lungă Încât atunci când vă uitați de la spate la mine Să fiu acoperit Să fie suficient de închisă Încât să fiu acoperit Și pantalonii trebuie să fie suficient de lungi Încât să nu se vadă ciorapii În cazul în care i-am Și e bine să i-am că n-am chef să-ți văd pielea de la mine. Spuneți, mai fetelor, e, e, a, e, e, chiar atrăgător, e chiar... Mai mult decât atât, voi trebuie să înțelegeți că fetele au trupuri de femei și voi aveți trupuri de bărbați. Și trupurile de bărbați nu sunt făcute să arate ca clepsidra. Noi suntem cilindrici. Și după o vreme suntem butoaie pe bețe. Cu cât hainele sunt mai strâmte, mulțumesc frumos, cu cât hainele sunt mai strâmte, mai ales dacă ai luat câțiva pounds la noi, kilograme la voi în greutate, încep să se vadă niște forme dezgustătoare și mai ales acum pantalonii se poartă foarte jos pe aici. Și să vă spun care e problema. Ați înțeles? Pe urmă e nice să dăm jos haina și să fim în și chiar unii predicatori, în toată firea cu copii și cu familii, se degradează. Burtindu-se pe scene și arătându-ne ce au mâncat în ultimii 2-3 ani. nu copii. Noi, când vorbim de modernism, modernismul este un termen fin. Ca și liberalismul, la rădăcină stau niște lucruri aproape nobile. Cum spuneau frații mai devreme, cine poate argumenta și să se certe împotriva mașinii, împotriva tabletei, împotriva... Cum să face așa ceva? Zburăm cu avionul? Asta sunt beneficii extraordinare. Dar, dacă la anumite niveluri și etaje lucrurile par bune, pe măsură ce ne apropiem de biserică și de închinare, apar aceste aspecte toxice care contaminează închinarea noastră. În urmă cu 40-50 de ani, bărbații mergeau și la stadion în costum, palton și cravată. Biserica trebuie să reprezinte o etichetă. Biserica trebuie să reprezinte decență, bună cuvință. Și dacă noi atacăm partea feminină și spunem să nu se arate formele, să fie decente, am început noi, bărbații, să facem lucrul ăsta? Lumește vorbind, măcar ele ar avea ce să arate. Voi ce arătați? Dar lărgiți-le odată un pic și fiți decenți și gentlemen, gentilom, știu un pic de franceză, ok? Gentil? Gentilom, le spunea, în, în, în cei trei mușchetari le zicea gentilom în limba română. Sau so, gentil? Da, ok. Măcar să plec acasă cu vreo două cuvinte în francez. Pentru că, în moda mod aceasta. Și ascultați-mă, băieți scumpi am 8 generi pe care îi iubesc din toată inima, n-am avut toată un schimb de cuvinte cu ei, eu nu sunt un om neapărat, credeți voi că eu sunt dur, ce Întrebați pe nevastă mea și copii. Sunt un băiat foarte de treabă, ursuleț de treabă sunt. Nu te duci să-l instigi. Moda asta nu este făcută ca voi să fiți atractivi pentru partea feminină. Moda asta e făcută ca voi să fiți atractivi pentru alți bărbați. Țineți minte ce vă spun. Astea sunt lucruri demonstrate și dovedite în ședințele pe care ei le au, în strategiile pe care ei le creează și pe valul acesta mare al modernismului, vin la pachet sunt lucruri unde putem accepta tehnologia și modernul. de avem microfoane. Am voi sunteți tineri. Știți să rași lipiți pământului. Vă nu aveți bani. Sunteți la școală, nu aveți bani. Cine v-a pus vouă microfoanele astea, v-a cumpărat instrumentele astea aici și vă creează condițiile astea să slujiți pe Dumnezeu? Părinții voștri, bătrânii. Am auzit odată un tânăr care a spus, noi tinerii vom face revoluție. Și am spus, băi, cu tinerii faci revoluție, dar nu faci biserică. Când o să vă faceți voi biserica voastră, cine vă plătește, mă, bilurile? Cine vă construiește, voi o biserică? Voi o construiți? O construiți, dacă când o să crește mai mare și o să avea geaburi și atunci o să aveți multă mintiucă și o să gândiți cum gândim noi acum. Credeți-mă! Ei vă creează toate condițiile astea pentru că vă iubesc, pentru că vă apreciază și pentru că vor să vă vadă în casa lui Dumnezeu, slujindul pe Dumnezeu. Însă pentru că vrem ca atunci când intrați în prezența lui Dumnezeu în închinare, știți că atunci când preoții urcau treptele la altar, trebuia să fie îmbrăcați diferit, pentru ca nu cumva să se vadă vreo parte a corpului. Și ar fi putut să spună, păi suntem numai noi, între noi, bărbați aici, preoți. Dumnezeu cere decență, Dumnezeu cere să fie acoperit. Dumnezeu cere să fie decent. Schimbați-vă moda. Și veniți în casa lui Dumnezeu cu o îmbrăcăminte demnă, care să arate seriozitate să arate decență, să arate demnitate. Vreau să mai spun un lucru și așa cum am zis, o să continuăm după masă. Ați auzit vorbindu-se foarte mult despre fariseism. În conceptul vostru, ce înseamnă un fariseu? Înseamnă un om fățarnic. În timpul Domnului Isus Hristos, care era problema fariseilor și a cărturarilor? Ei rezolvau problema exteriorului, dar nu rezolvau problema interiorului. Și când ei se prezentau înaintea oamenilor, ei spuneau, uitați-vă la noi, la exteriorul nostru, e pus la punct, e rezolvat. Arătăm corect. Dar nu e treaba voastră să știți ce avem în interior. Și Domnul Iisus Hristos le spune, sunteți niște pereți văruiți, sunteți niște morminte văruite, care arată bine la exterior, dar care sunt toxice și contaminate în interior. Avem farisei moderni, adepții modernismului, care spun așa: Eu l-am pe Hristos în inimă, valorile credinței mele sunt înăuntru, adică unde? Acolo unde nu se văd. Nu vă uitați la exterior, că exteriorul nu contează. Și ăia sunt farisei, și ăștia sunt farisei și fățarnici. Pentru că ei pretind că au în interior lucruri pe care nu le arată în exterior. Un prieten de-al meu s-a întâlnit odată cu un tânăr, de fapt cu un grup de oameni, dar printre ei era un tânăr, care avea pletele până aici. Și erau și încrețite. Ăsta s-a dus la coafor. Și prietenul ăsta al meu, când l-a văzut, a rămas cu gura căscată, că i s-a spus că e lider de tineret. Și uite așa, a rămas cu ochii la el. Și ăla s-a uitat la prietenul meu și a spus, Zice, nu, vă uitați, nu vă uitați la mine, la părul meu, dar ăsta zice, dar la ce să mă uit? Vă propun o ecuație. Pentru că sunt lucruri pe care nu le putem schimba. Decența, simplitatea, smerenia. Nu se schimbă pentru că se schimbă moda. Astea sunt atribute ale închinării noastre în prezența lui Dumnezeu, care n-au voie să fie puse în car. Asta trebuie duse pe umăr. Asta trebuie păstrate dincolo de cultură, dincolo de filozofia de viață a societății. Tu trebuie să rămâi decent, tu trebuie să rămâi decentă. Tu trebuie să te acoperi. Tu trebuie să fii simplu, tu trebuie să fii simplă. Pentru că Biblia vorbește concret lucrul ăsta și o să menționăm mai târziu. Când cineva arată bine și decent la exterior, noi nu avem de unde să știm cum este interiorul. Că noi nu vedem, numai Dumnezeu vede. Sunt șanse jumii jumătate. Că persoana respectivă are și în interior virtuți și calități duhovnicești. Dar când cineva arată indecent, arată rău la exterior, nu există nicio șansă ca în interior lucrurile să stea bine. Este ca și când uneori noi spunem, auzi, ăsta sau asta e rău, rău de gură. Dar e o inimă de aur. E rău de gură. De unde vorbește gura? Din prisosul inimii. Gură rea, inimă rea. Exteriorul n-arată bine, precis interiorul n-arată bine. Că exteriorul este o reflectare a ceea ce este în interior. Am încă 5-10 minute și închei. Bun. Haideți să vă demonstrez lucrul acesta din punct de vedere biblic. Mai ales fetele, dar mai nou și băieții, în America se numește peer pressure. Asta înseamnă presiunea celor de o vârstă cu tine. Aveți vreun termen aici în franceză sau nu? Presiunea socială a celor din categoria voastră de vârstă. Vă uitați în jur și vedeți pe unii puțin mai evoluați, mai moderni. Și ai senzația că rămâi în urmă, că rămâi de căruță. Ba mai mult, ai senzația că o asemenea fată atrage mai mult atenția băieților. Dacă da, e vai de voi. Pentru că băieții serioși se uită după fete serioase. Așa ca să te lauzi cu ea, e ia uite, e una, ca să o ai de nevastă 30, 40, 50 de ani, poate și mai bine, e cu totul altceva. Căutați băieți serioși care se uită la calitățile și virtuțile voastre. Pentru că spune în Proverbe 31 că frumusețea este trecătoare, dezmierdările sunt înșelătoare. Dar o femeie temătoare de Dumnezeu va fi lăudată? E de mare preț. Deschideți împreună cu mine în Romani, în capitolul 8. Și vă propun încă o ecuație biblică. S-a citit despre chipul veacului. Ce înseamnă chipul veacului? Înseamnă lucrurile din lumea asta la care noi ne conformăm. Afișați, vă rog, versetul 1, Romani 8 1. Acum, dar, nu este nicio osândire sau condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Fiți atenți! Orice cuvânt critic rostit de la Anvon, sau pe care eu l-aș fi rostit în această zi, pe cei care sunt ai Domnului Isus Hristos, nu-i atacă și nu-i condamnă. Exemplu, uitați-vă, vă rog frumos, la păstorii dumneavoastră aici. Sunt decenți, la costum, frumos. Și eu am predicat împotriva la anumite lucruri. au stat cu fruntea sus, astea sunt pentru ăla și pentru ăla și pentru ăla și Eu sunt bine. Deci dacă cineva e a lui Hristos și respectă cuvântul și respectă principiile de decență, oamenii ăștia nu se simt inconfortabil. Oamenii ăștia nu se simt prost atunci când se vorbesc lucruri din astea. Oamenii ăștia spun amin. Nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, atenție, care nu trăiesc după îndemnurile, impulsurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, sunt două categorii de oameni care sunt în Hristos, care îi aparțin lui Dumnezeu și, prin contrast, care nu sunt ai Domnului. Cei care sunt ai Domnului trăiesc după îndemnurile Duhului. Cei care nu sunt ai Domnului trăiesc după îndemnurile firii. Și acum Afișați versetul 5, Romane 8,5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Haideți să recapitulăm ai lui Hristos, cârmuiți de Duhul Sfânt, de îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Nu sunt ai lui Hristos, nu i aparțin lui Dumnezeu, umblă cârmuiți de firea pământească și umblă după lucrurile firii pământești. Aici sunt două direcții de evaluare, de sus în jos, metoda obiectivă, și de jos în sus, metoda subiectivă. Puneți 2 Timotei 2 cu 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pe cete aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui de sus în jos, în mod obiectiv, Dumnezeu știe cine e a lui și cine nu e a lui. Și gata. Dumnezeu și cu ochii închiși te știe dacă ești a lui sau nu. Dar noi nu știm. De unde ne uităm noi, nu știm. Și atunci noi trebuie să o luăm pe cale inversă, în mod subiectiv. Mă uit să văd după ce lucruri umbli, trag concluzia cine te conduce și trag concluzia al cui ești. În momentul în care voi vă întâlniți între voi, și să știți că vremea aceasta a modernului este foarte atractivă, vitrinele ei sunt foarte atrăgătoare, divertismentul, distracția lumii, Face parte din. e o trăsătură a modernului. Omul modern are nevoie de distracție. Știți cum se distrau bătrânii pe vremea mea? Se întâlneau în fiecare seară la rugăciune și la stăruință. Șuetele lor însemnau să se adune și să vorbească din scripturi, să se roage. Asta era șezătoarea lor, asta era distracția lor. Omul modern spune, plictisitor. Suntem într-o vreme a instantaneului. Venim la biserică și vrem în o oră, două, să avem și muzică, să avem și cântare și să plecăm acasă, să vedem meciurile, Să mă iertați, dragi tineri. vreau să vă întreb cât vă rugați și cât citiți Biblia în fiecare zi. Eu consider că fiecare pocăit, nu mai vorbim păstori, pocăit, trebuie să citească Biblia o oră pe zi și să se roage o oră pe zi. Și voi spuneți, o, două ore? Păi un meci e două ore, trei ore un film, e două ore, trei ore, și îl sorbi și zici, da, gata, s-a terminat? Mergeți la treburile voastre încoace și încolo și n aveți nici nu știți când trec două, trei ore. Vă jucați la video games și stați o noapte întreagă. Numai când e vorba de lucrurile Duhului, atunci ne sufocăm ne rugăm la masă, amin, Doamne, că mi-e foame, la culcare jumate ți tu patul și jumate te ține patul pe tine, ești obosit și în cursul zilei nu că nu te rogi, nici n-ai timp să te gândești la Dumnezeu. Cine stă în fața oglinzii mai mult decât se roagă, și citește Scriptura, umblă după lucrurile firii pământești. Când modelul tău este imaginea unei actrițe sau unui model din lumea asta și nu modelul femeilor sfinte din Scriptură, nu umbli după lucrurile Duhului, umbli după lucrurile firii pământești. Și eu am dreptul să mă uit la tine, pentru că Biblia spune vegheați unii asupra altuie, altora. Și eu mă uit să văd după ce lucru umbli. Când lipsești de la biserică, în mod nejustificat, după ce lucru umbli. arată agenda ta a activității tale zilnice. Și am să spun după ce lucru umbli. Pentru că dacă umbli după lucrurile Duhului, înseamnă că ești cărmuit de Duhul și înseamnă că ești al Domnului dacă umbli după lucrurile firii pământești și ce înseamnă modernism? Înseamnă că îți pune la dispoziție o tarabă plină de lucruri. Niciodată în istorie, până în vremea de astăzi, taraba lumii nu a fost mai bogată, mai diversă, mai atrăgătoare. Știți că a fost o vreme când muzica cea mai de calitate era în biserică? Știți că era o vreme când după trei ore de stat în biserică am mai fi stat o oră? Știți că a fost o vreme când mergeam la stăruință seara și a doua zi dimineață plecam acasă doar cât să ne spălăm, să ne pregătim și să mergem la școală sau la servici și nu simțeam niciun pic de oboseală? Dragii mei, de fapt, până la urma urmei, modernismul este îmbrățișarea unui stil de viață. Și dincolo de lucrurile care ne ușurează viața, ca să avem din ce în ce mai mult timp. Pentru că, atunci când femeia mergea și spăla lucrurile la râu și lua un sfert bun de zi, și când gătea rudimentar, și lua jumate de zi să gătească. Și când mai mergea și la grădină, și la coasă. Și seara, după ce termina toată munca, îi ardea de rugăciune și de cântare și de părtășie. Și bărbatul mergea și muncea din greu. Toate lucrurile astea s-au simplificat. Vremea modernă le-a simplificat. Nu mai mergi pe jos nu știu câți kilometri și ți ia jumate de zi. Cu mașina te-ai dus în câteva minute. Mașina de spălat spală rufele pentru tine. Le iei, le pui, apeși pe buton, te duci înapoi, le-ai scos, le-ai împachetat, le-ai pus în dulap. Mâncarea gătești când poți, când nu, de aia prefabricată. Și avem foarte mult timp și există tentația să petrecem acest timp în vremea modernă, cu lucruri moderne care țin de distracție, care țin de relaxare, credem noi, și cam rar și cam puțin de Dumnezeu, de cuvântul lui de rugăciune. Vreau să repet și închei: Eu nu cred că o viață de credință normală este posibilă fără o oră de rugăciune pe zi fără o oră de cercetare a scripturilor pe zi, fără o zi de post pe săptămână și fără participarea la toate serviciile Bisericii. Continuăm mai târziu. Fiți binecuvântați de Domnul.